Exercițiu meditativ foarte puternic pentru curățarea, pentru echilibrarea karmei negative. Salutări, dragilor, și bun regăsit! Pentru astăzi vă propun o nouă lucrare divină, foarte puternică. Am fost inspirat în aceste zile să creez acest material, mai ales având toate aceste contexte astrale ce ne sprijină și ne ajută în acest sens al eliberării, al deblocării noastre. Așadar, dacă simți și doriți să vă conectați în această experiență, eu voi fi ghidul vostru pentru următoarele minute. Doar încercați să vă relaxați și să urmăriți cu atenție vocea mea. Totul se petrece cu acordul divin. Vom primi în această lucrare foarte multă susținere din partea ființelor de lumină ce le vom chema să ne sprijine în această purificare și eliberare. În continuare am să te rog să te retragi ca de obicei pentru a te relaxa, pentru a intra în starea de meditație, în starea alfa, pentru a avea acces la subconștientul tău. Închide ochii dacă încă nu ai făcut-o, așează-ți brațele cât mai confortabil pe lângă corp cu palmele, dacă poți și te simți confortabil în sus, și de asemenea picioarele te rog să le ții puțin depărtate, să nu fie încrucișate, pentru a permite tuturor energiilor să circule cât mai liber. Încearcă să nu te gândești la absolut nimic, totul este perfect așa cum este. Încearcă de asemenea să faci și câteva exerciții de respirație cât mai profunde, cât mai conștiente. Respirația te conectează la relaxare și această relaxare ușor, ușor se va așeza în toate structurile tale. Lasă ca sunetele ce se aud acum pe fundal să te relaxeze, să te călăuzească spre interiorul tău. Te descurci foarte bine, setează-ți acum și aici intenția, cheamă-ți mental echipa ta divină să te susțină, cum ar fi îngerii tăi păzitori, pe sinele tău superior, pe arhanghel, pe maestrii înălțați cu care rezonezi, pe sfinți, lucrează cu cine simți tu. De asemenea, cheamă-i alături de tine într-un mod special pe arhanghelul Mihail și pe arhanghelul Rafael. Toate aceste ființe de lumină sunt deja alături de tine, te susțin, sunt doar la un gând distanță. Unii dintre voi puteți percepe energiile lor minunate, puteți resimți ca niște furnicături în corpul vostru fizic. Unii dintre voi ce aveți o sensibilitate puteți vedea lumini, chiar îi puteți percepe. Dacă într-un caz nu simțiți absolut nimic, totul este perfect așa cum este, poate încă nu sunteți pregătiți, mai lucrați cu această meditație, lucrând mai mult se vor debloca abilitățile senzoriale. Acum încercați să vă liniștiți și lăsați ca toate aceste energii să vă învăluie și echipa divină să vă sprijine și să facă munca de curățare, de purificare împreună cu tine. Lasă-i să aibă acces la tine, la inima ta, la corpul tău fizic și emoțional. Te rog să-ți pui toată atenția pe cuvintele mele, vom iniția această meditație, acest exercițiu, ce ne va aduce foarte multe conștientizări și eliberări instant. Afirmați mental după mine așa: acum și aici eliberez toată durerea și convingerile limitative ce le-am dobândit datorită experienței acumulate în orice viață, experiențe ce implică respingere, trădare, abuz, inchiziție, persecuție, răpire, umilire, dragoste neîmpărtășită, frustrare, stres de orice fel.
Inspirați și expirați. Continuăm munca noastră energetică. Spuneți mental așa: mă iert pentru orice greșel consider că am făcut față de cei dragi, incluzând aici parteneri, părinți, copii sau orice rude, în această viață sau altele, în această realitate sau alte dimensiuni și niveluri, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor, mă iert și aleg o altă linie a timpului unde sunt eliberată de aceste acorduri karmice. Mă iert pentru orice comportament agresiv pe care l-am avut față de alții, ce conține abuz, molestare, trădare, viol, tortură, persecuție, sclavie. Mă iert pentru oricând nu am ajutat o persoană în nevoie. Mă iert și aleg o nouă linie a timpului unde sunt eliberată de aceste acorduri karmice. Mă eliberez și eliberez toate efectele comportamentului meu în legătură cu un abuz asupra corpului meu, cum ar fi avorturi, prostituție, fumat, mâncat și abuz excesiv, consum de droguri. Mă iert pentru toate momentele în care nu mi-am ascultat intuiția și acum rup orice jurământ de sărăcie, de sclavie, de lașitate. Las la o parte aceste jurăminte și eliberez toate efectele jurămintelor făcute în această viață sau altele, în această realitate sau alte dimensiuni și niveluri, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Rup acum orice jurământ de celibat. Las la o parte aceste jurăminte și eliberez toate efectele jurămintelor făcute în această viață sau altele, în această realitate sau alte dimensiuni și niveluri, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Rup acum orice jurământ de suferință legat de convingeri limitative ce l-am acumulat prin faptul că am fost omorât prin înec, ardere, inundații, cutremure, zbor, crucificare, cădere, înjunghiere, decapitare, mușcat de insecte, de șerpi prin otrăvire, sângerare până la moarte, omorât cu pietre, împușcat prin explozie, tornade, uragane, în epidemii, boli, răni la cap, război, lupte, cruciade, accidente, combustie spontană, sufocare, tortură, de foame, orice moarte legate de piramide, Atlantis, Lemuria, prin înghițirea de către nisipuri mișcătoare, pietre ce cad fiind sacrificat, în acte de inițiere, crime pasionale, gelozie fiind călcat de animale sau mâncat de animale, de închiziție, umilire, răpire, viol, jaf sau bătut. Cer ca toată karma să fie echilibrată în această realitate sau alte dimensiuni și niveluri, în toate direcțiile timpului și spațiului, prezent și viitor, în relații ce implică sufletul persoanelor ce sunt în viață, asta fiind mama și tatăl meu, sufletele care au jucat rolul tutorilor sau al părinților vitregi, al sufletelor ce au fost soți, soții sau parteneri de viață în această viață, sufletele ce au fost copiii mei născuți sau nenăscuți, doriți sau nedoriți în această viață, ce au fost frații și surorile mele, născute, născuți sau nenăscute, născuți în viața asta, ce au fost copiii vitregi sau cărora le-am fost nași, în viața asta. Cer ca toată karma să fie echilibrată în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Cer ca toată karma să fie echilibrată cu sufletele celor ce au fost angajatorii mei, colegii de lucru, clienți, studenți și angajați în această viață, cu sufletele celor cu care am fost la școală în această viață, profesori, colegi, directori,
alți copii și prieteni din copilărie. Cer ca toată karma să fie echilibrată cu sufletele celor ce au fost socrii mei în această viață, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor, cu cei ce mi-au fost prieteni în această viață, cu sufletele animalelor de companie, cu cei ce au jucat rolul persecutorilor mei în această viață, cu cei ce mi-au fost rivali, cu cei ce încă trebuie să-i cunosc în această viață. Realizez că am făcut greșeli în gândirea mea în această viață și în cele trecute și înțeleg că ele își au originea în frică, care nu este o bază reală pentru nici o decizie. Eliberez asta și toată frica și cer ca toate efectele greșelilor mele să fie iertate și uitate de toți cei implicați în această viață și în toate celelalte, în trecut, prezent și viitor. Eliberez efectul tuturor greșelilor făcute de mine în copilărie, în adolescență, în anii tinereții, în anii prezenți sau în viitor. Eliberez toate efectele greșelilor făcute în alte vieți, pe această planetă sau oricare alta, în această realitate sau alte dimensiuni, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru aceste greșeli și cer intervenția tuturor ființelor de lumină și iubire, compasiune, iertare și înțelepciune pentru a nu le repeta și a întrerupe acest ciclu karmic acum. Cer ca toată durerea creată de aceste greșeli să fie transformată și transmutată în lecții de creștere și expansiune și ca toată karma să fie armonizată și echilibrată acum. Eliberez, armonizez și echilibrez toată karma cu toți cei implicați în relațiile mele romantice în această viață sau în altele, pe această planetă sau altele, în această realitate sau alte dimensiuni, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Eliberez efectele greșelilor pe care eu sau alții le-am făcut în legătură cu pasiunea, îngânfarea, dorința, sexualitatea, monogamia, infidelitatea, gelozia, concepția, nașterea, căsătoria, avortul. Sunt gata să eliberez orice neiertare pe care o țin încă în subconștient, la nivel fizic, la nivel sufletesc, la nivel de corp emoțional sau minte, în legătură cu orice implicare emoțională, cum ar fi dragoste neîmpărtășită, trădare, dezamăgire, certuri, control și manipulare, despărțiri, în toate direcțiile timpului și al spațiului, trecut, prezent și viitor. Iar acum respirați cât mai profund și pe expirație eliberați-vă de toate aceste bagaje karmice, de toate aceste limitări. Foarte bine. Inspirați și expirați. Continuăm. Știind că prin eliberarea durerii fac loc prin curățare, mă deschid pentru a primi și a accepta relații sănătoase și iubitoare în viața mea. Sunt gata să las la o parte, de la nivel profund de suflet, toată durerea conectată cu sexualitatea, inclusiv abuzul emoțional, șantajul, controlul și manipularea legată de sex, controlul legat de bani, molestare, atac sexual, incest, viol, sadism, masochism, infidelitate, tortură sexuală sau abuz de orice fel, pornografie. Respirați cât mai profund și pe expirație eliberați toate aceste energii conștiente sau inconștiente. Totul se curăță, se purifică acum și aici. Continuăm să lucrăm. Sunt gata să eliberez toată durerea și suferința de la nivel profund,
legate de rușinea sexuală impusă de părinți, frați sau surori, iubiți, soți, soții, prieteni, media, religie, organizații, profesor, personal medical sau orice altă figură de autoritate. Mă înconjor acum și aici cu un duș de lumină divină puternică și chem toate fragmentele din sufletul meu care au fost lăsate la locuri unde am suferit traume sau la oameni cu care am fost implicat. Chem aceste fragmente să fie cu mine acum, să fie returnate mie acum. Intru în dușul divin de lumină și fiind curățat de orice durere și credință limitativă, chem toate aceste fragmente de suflet să se întoarcă la mine chiar acum. Simțiți cum fragmentele voastre de suflet se întorc la voi, acum și aici se reintegrează, fiind purificate, curățate. Simțiți cum vă reîntregiți. Curăț de bunăvoie toate gândurile dureroase despre corpul meu, eliberez și armonizez toată karma conectată cu sănătatea mea fizică chiar acum, transform toată durerea în lecții sănătoase pentru a crește și a mă extinde la nivel de suflet și las la o parte orice nevoie de a suferi în orice fel. Accept toată creșterea și expansiunea cu armonie și fericire și las la o parte orice credință că nu pot să cresc doar prin suferință, greutăți și durere. Eliberez orice credință care mă face să mă autopedepsesc și cer echipei mele divine de sprijin să mă ajute să eliberez toate gândurile de vinovăție și rușine acum. Înlocuiesc aceste gânduri și energia cu iubire necondiționată, iertare și compasiune profundă. Continuați să respirați cât mai profund această energie de iubire necondiționată, de iertare, de compasiune. Simțiți cum totul se vindecă, se armonizează, se purifică, totul se regenerează. Sunt gata să eliberez orice karmă conectată cu cuvinte crude și lipsite de iubire pe care eu sau alții le-am spus despre mine. Recunosc că aceste cuvinte provin din frică și din perspectiva plină de frică a ego-ului. De aceea mă angajez să nu mai caut iubire și validare de la nivelul ego-ului celorlalți oameni. Din perspectiva și de la nivelul personalității egotice și să recunosc sursa oamenilor tuturor ca fiind iubirea, compasiunea și aprobarea. Recunoscând că sursa, aspectul divin al tuturor celor pe care îi întâlnesc. Cer arhanghelilor, Mihail și Rafael și echipei lor de îngeri să mă înconjoare cu lumină violet, albastră și verde acum. Să mă desprindă de toate corzile create de frică, control și manipulare în toate relațiile, în această viață sau altele, pe această planetă sau altele, în toate realitățile sau în alte dimensiuni, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Cer să taie corzile eterice și cer ca toate corzile ce îmi drenează energia și forța vitală să fie tăiate de la mine acum. Respirați cât mai profund și expirați toate aceste energii ce nu vă mai folosesc. Continuăm. Văd, știu și simt în mine o frumoasă aură de lumină albă, simt această sferă de lumină crescând și încălzindu-mă din interior și comand
ca această lumină să-mi umple corpul fizic, aura, tot ce mă înconjoară. Simțiți cum această lumină divină crește în voi tot mai mult. Acum trimit lumină, iertare și compasiune tuturor celor ce s-au gândit vreodată la mine. M-au văzut, au citit despre mine, au auzit despre mine sau m-au cunoscut în persoană sau online. Acum trimit lumină și iertare și compasiune tuturor celor ce vreodată se vor gândi la mine, mă vor vedea vreodată, vor citi despre mine vreodată, vor auzi despre mine sau mă vor cunoaște în persoană sau online vreodată, pe această planetă sau altele, în această realitate sau în alte dimensiuni, în toate direcțiile timpului și spațiului, trecut, prezent și viitor. Transmit binecuvântări, iertare și compasiune profundă mie, în toate direcțiile timpului și spațiului, îmbrățișându-mă, trimițându-mi aceste gânduri mie, cel copil din viața asta, și asigurându-mă că totul este bine și totul va continua să fie bine mereu. Transmit binecuvântări, iertare și compasiune profundă tuturor fricilor mele din copilărie, în toate direcțiile timpului și spațiului. Transmit binecuvântări, iertare și compasiune profundă mie din alte vieți, îmbrățișându-mă, trimițându-mi binecuvântări și asigurări că totul este bine și va continua să fie bine mereu. Iar acum respirați cât mai profund, inspirați toate aceste binecuvântări divine, toate aceste energii înalte, rostiți așa mental după mine, afirmând cu fermitate: conștiința mea este curată, corpul meu este ușor și sănătos, inima mea radiază fericire, sunt liber, liberă și fericit, fericită, sunt o ființă puternică de lumină, trimisă aici pentru a fi o rază de fericire, pentru a aduce soare în viața altora, și dau voie acestei forțe să strălucească acum cu putere prin mine, în toate direcțiile timpului și al spațiului, în această viață sau altele, pe această planetă sau altele, în această realitate și în alte realități și toate celelalte dimensiuni, trecut, prezent și viitor, chiar acum. Mai rămâneți în această stare de relaxare, de contemplare. Totul se echilibrează, totul se regenerează. Mulțumiți mental tuturor ființelor de lumină, Tatălui Ceresc, pentru toate aceste dispense divine acordate acum și aici. Iar când o să vă simțiți pregătiți, reveniți ușor, ușor, cu toate simțurile voastre, în prezent. Eu o să-mi iau la revedere de la voi. Să ne fie cu folos, oameni dragi și frumoși. Namaste!